Salutare tuturor! Mulțumesc frumos că ați dat click la acest video. Sunt Tatiana, iar astăzi am un invitat a cărui poveste ne va inspira și motiva. Este un tânăr care încă din primii ani de studenție a înțeles că prin dedicare și disciplină se pot atinge cele mai îndrăznețe obiective. Un antreprenor talentat care dă foarte mare importanță culturii companiei și nu numai. Un om modest și frumos care a reușit să construiască un business de succes și în același timp să întemeieze o familie adorabilă. Haideți să-l cunoaștem pe Alexandru Lazar. Mulțumesc, Alex, că ai acceptat să particip la acest dialog prietenesc, dar cred că cel mai bun om care se poate prezenta ești tu, pentru că prea multe nu se pot să spun eu în felul în care te poți prezenta tu singur. Salut, Tania! Îți mulțumesc pentru invitație. Păi, nu știu cu ce aș putea să încep. Mă numesc Lazar Alexandru, sunt un software engineer la bază. Momentan sunt CEO și fondatorul companiei MCRO, care e o companie de dezvoltare software, un product development studio, să zic așa, care oferă consultanță atât startup-urilor cât și companiilor mari din Fortune 500. Majoritatea clienților pe care îi avem sunt din Statele Unite ale Americii, dar avem și clienți în Europa, clienți cu care avem o relație destul de bună. Și nu vrem să ne limităm doar aici, probabil ne vom extinde și în Asia. Punctul nostru forte, să zic așa, ar fi nivelul de calitate care îl aducem pe proiecte și nivelul oamenilor cu care colaborăm e unul de high standards. Și clienții văd asta și sunt foarte mulțumiți. Lucrurile merg bine. Foarte bun. Mă bucur să aud asta, că acum, având în vedere că abia cu toții ne revenim după pandemie, văd că sunt unele business-uri care continuă să meargă bine și este foarte bine și încurajător să auzim lucrul ăsta. Mă bucur, este impresionant, Alex, ce funcție ai și foarte interesant ceea ce faci, dar acum... Nu cred că funcția e așa de relevantă, dar dacă tu spui, funcția e doar un title pe care fiecare și-l poate asuma prin muncă și prin disciplină, doar că pentru unele persoane contează mai mult, pentru altele mai puțin. Din punctul meu de vedere, compania noastră e una destul de flat. Chiar dacă eu sunt CEO și fondatorul companiei, fiecare persoană din companie e la fel de importantă și fiecare are rolul și responsabilitatea lui pe proiecte. Și cred că asta a dat un plus companiei și a propusat-o mai departe în perioada care a trecut. Alex, dar de unde a început totul pentru tine? Pentru că mi-ai zis că totul contează să fie organizat și disciplină și așa mai departe. Vine din familie sau asta tu ai învățat pe parcurs, de-a lungul timpului? Ha, asta e bună întrebare. Aș zice că drumul meu ca și antreprenor a pornit înainte de a deține o companie. A pornit în momentul în care probabil mi-am început cariera și asta s-a întâmplat cândva prin 2007-2008, când am început să lucrez în domeniul ăsta. Consider că experiența pe care am acumulat-o de-a lungul timpului a fost una extrem de importantă în diverse companii, de la companii mici care erau foarte prost managuite până la companii mari în care lucrurile erau bine organizate. Din fiecare cred că am avut ceva să învăț și cred că fiecare și-a adus aportul asupra experienței mele. Pe de altă parte, într-adevăr, ca să devii antreprenor nu e suficient să ai experiență. Probabil acolo ai nevoie și un plus de curaj, un plus de tărie. Aș putea să spun că și sportul a avut un rol foarte important în evoluția carierei mele ca și antreprenor. Sportul pe care l-am practicat, un sport de contact în care am participat la diferite competiții, m-a întărit pe mine ca și persoană și mi-a dat un plus de încredere în mine ca să pot să trec mai departe. Am participat la campionate naționale unde am fost câștigător, am fost în lotul național al României, am participat la campionate internaționale și cred că
și lucrul ăsta a avut un impact pozitiv asupra carierei mele. Dar drumul meu ca antreprenor efectiv a început în momentul în care am început să fac ceea ce îmi place și atunci când am început cariera. Așa s-a întâmplat în 2007-2008, când efectiv am început să lucrez ca și software developer. Eram în anul 2 de facultate, am început destul de devreme, am simțit că pot să fac ceva. A fost o perioadă destul de grea a vieții mele să duc lucrurile mai departe și cu facultatea, în care era presiune din partea părinților să finalizez și să îmi iau o licență, cât și de la munca, care era full-time, de zi cu zi. Plecam dimineața la 7, ajungeam seara la 10. Dar cred că fiecare care face chestia asta în domeniul meu îi răsplăti cu vârșini de stat mai târziu, după terminarea facultății, când are deja un plus mare de experiență față de ceilalți colegi lor cu care atunci intră la un program de internship și trebuie să get their shit together. Ca și companie, ne-am fondat în 2014, pe final de an. Inițial am făcut parte dintr-o altă companie cu care am colaborat până în 2017, când s-a produs o ruptură. În 2017 a fost un moment definitoriu pentru companie, pentru a duce lucrurile mai departe, și a trebuit să luăm niște decizii importante la momentul respectiv. Iar din 25 de oameni când eram la vremea respectivă, am ajuns să fim 3 oameni și iată-ne astăzi, suntem mai mult de 30 de oameni, cu 30 de oameni în corul companiei, și lucrurile merg destul de bine, spre foarte bine. Felicitări! Și asta s-a putut întâmpla doar prin muncă, prin disciplină și prin adunarea persoanelor potrivite pentru a forma un company culture. Pentru că degeaba ai viziune, degeaba muncești mult dacă persoane, ce poți tu să faci singur, ilimitat. Poți să faci atâtica. În schimb, ce poți să faci tu cu încă 10, 20 sau 30 de persoane, e total altceva. Și lucrurile astea încep să se vadă, și cel puțin anul ăsta am văzut un progres impresionant la nivel de companie, pe parte de sales, pe parte de marketing, pe parte de management. Lucrurile încep să se organizeze în jurul meu și asta mă face să-mi dea un plus de încredere mie. Dacă la început compania era Alex da, and couple of members, astăzi suntem o companie care funcționează independent și nu mi-aș face probleme să o las, să-i dau frâu liber să se dezvolte în următoarea perioadă. Da, impresionant ce îmi povestește Alex, dar aș vrea puțin să mă întorc și o să revenim imediat și la povestea asta interesantă a companiei tale și cum ați ajuns și cât de frumoase lucruri atingeți împreună cu echipa. Dar ceea ce ai realizat astăzi coincide cu ceea ce îți doreai în copilărie? Greu de spus. Întotdeauna am fost pasionat de știință, de lucrurile exacte. Am dezvoltat o pasiune pentru matematică încă din școală. Probabil a fost și dintre singurele materii care, să zic, am excelat. Restul nepunând accentul foarte mult. Deși mama mă vedea mai mult ca fiind un medic, personal aveam o afinitate așa pentru științele exacte, pentru... nu zic că medicina nu e o știință, e o știință, tocmai asta e. Am o pasiune oarecare și pentru medicină, dar aș vrea cumva să le combin cu pasiunea pentru tehnologie, cu pasiunea cu oarecum cariera pe care mi-am dezvoltat-o până acum. Și de aia avem în plan, acum asta e o chestie așa out of the box, nu are legătură cu MCRO și cu compania pe care o țin acum. Aș vrea să dezvoltăm un produs pe partea de medicină. Nu vreau să dau prea multe spoilere, îi zice DocVisor. O să fie o companie care o să combine cele două pasiuni, da, tehnologia cu medicina. Și cred că asta mi-ar da un plus de motivație mult mai mare în viitor, ca să fac ceva și să dedic foarte mult timp pentru o cauză în care cred cu adevărat.
Acum nu vreau să dau mai multe spoilere, pentru că suntem sigur, sigur. In progress cu o grămadă de chestii pe partea asta, aveți, dar keep tuned, că urmează ceva puternic. Da, îți mulțumesc pentru că ne-ai dezvăluit acest plan. Dar atunci când ai început, ți-ai dat seama că ai o anumită pasiune pentru științele exacte. Și după care ai ajuns tu la facultate și încetişor te ducea cariera acolo unde ești astăzi. Ce aș vrea eu să te întreb este că... Sunt foarte curioasă și sunt sigură că și cei care ne urmăresc sunt curioși la fel de mult. Ai avut un suport, ai avut o ghidare. Cum ai reușit tu să ajungi antreprenor? Care a fost drumul tău spre antreprenoriat? Înțeleg că mi-ai povestit că ai lucrat în mai multe locuri și că toate aceste lucruri cumva ți-au creat o experiență care te-a adus aici și te-a dat oportunitate și te-a făcut să-ți dai seama că de fapt asta îți dorești. Dar, nu știu, există altceva care practic tu ți-ai dat seama, alte lucruri care te-au făcut să crezi că da, de fapt acolo vreau să ajung, sau un om care te-a inspirat să crezi că asta îți dorești? Persoane care m-au influențat în carieră au fost mai multe persoane din diverse companii în care am mai lucrat. Bineînțeles, și părinții mei m-au susținut încă de pe vremea de când eram în liceu, în facultate. Nu a mai fost nevoie să mă susțină după aia, după ce am început să lucrez, dar dintotdeauna m-au susținut în ceea ce vreau să fac. Cumva ei te-au susținut financiar sau te-au susținut cu ghidare, cu sfaturi? Financiar, nu neapărat financiar foarte mult, pentru că nu provin dintr-o familie cu bani, nu provin dintr-o familie care să fie înstărită și care să îmi fi oferit totul pe tavă, și poate și asta a avut un rol pozitiv în dezvoltarea carierei mele, pentru că m-a făcut să fiu mai motivat și să îmi plănuiesc mult mai bine și să-mi ating anumite targete. Dar m-au susținut din alte puncte de vedere, nu neapărat financiar. Financiar, părerea mea că oricine, dacă muncește suficient, poate să pornească de jos să ajungă unde am ajuns eu. Un pic de tărie și un pic de curaj și multă, multă muncă și dedicare, poți să ajungi acolo unde am ajuns eu. Foarte interesant. Alex, ai făcut și anumite cursuri adiționale pentru a ajunge în această funcție paralel cu facultatea, sau doar tot ce materialele care te-ai documentat tu ca să te dezvolți legat de business și atât? Sau ai făcut ceva extra? Extra? Nu aș putea să spun. Acum, în domeniul nostru, tot timpul faci chestii extra. Ești într-un continuous learning, să zic așa. Nu există un moment în care să treacă o perioadă de timp și să nu înveți ceva nou. Eu am terminat facultatea de computer science în engleză la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, eu cu Universitatea de Calculatoare și Tehnologie a Informației. E o facultate destul de grea, o facultate care îți deschide multe orizonturi, atât pe partea de software, cât și pe partea de hardware. Nu pot să spun cât de puternic a fost impactul asupra carierei mele. În facultate înveți destul de multe noțiuni, înveți destul de mult, mai puțină practică. Mi-ar plăcea să văd chestia asta mai mult la noi în țară, ce-i drept. Lucrurile au început să meargă mai bine, dar mai avem încă destul de mult până să ajungă studenții să lucreze la nivelul celor din vest în momentul în care ies de pe băncile facultății. De aceea și mulți dintre ei își încep carierele în perioada facultății, ca să poată să obțină experiența necesară ca la finalul facultății să poată să pună o pâine pe masă, sau nu știu, o chirie în Cluj, să zic așa. Am mai multe certificări și pe partea de management și pe partea tehnică. Acum, astea sunt normale în decursul carierei unui software engineer sau un software architect, la nivelul la care am ajuns eu, să zic așa, sunt mandatory. Și acum, fie că faci cursurile respective, fie că înveți on your own, nu e foarte important să dobândești cunoștințele necesare. Dar ai avut anumite situații în care, să zic, te simțeai că, băi, nu mai pot, aici sunt gata, cred că asta e, trebuie să fac o schimbare, trebuie să fac ceva, și totuși ai avut o putere să mergi înainte? Și ce te-a împins să mergi înainte?
Cred că asta se întâmplă în viața fiecărui antreprenor și nu a fost un moment de genul ăsta, a fost probabil mai multe momente de genul ăsta. În momente în care am fost gata să give up. Eu din fire sunt o persoană foarte ambițioasă și după mentalitatea mea nu prea pot să dau fail. Dacă îmi stă în putere să salvez situația, o să fac tot ce stă în putință să fac chestia asta. Nu cred că aș putea să mă dau bătut vreodată, indiferent de situație. Și probabil asta are părți bune și părți rele pe de altă parte, că dacă te focusezi pe un career path care poate is not the right way to go, posibil să intri mai tare în belele decât să fie benefic pentru tine. Poate câteodată e mai bine să let it go, cum ar veni. În anumite momente, eu nu sunt persoana respectivă, nu știu, n-aș putea să mă împac cu gândul că am dat fail și probabil asta te face să fii. Asta e și o lege așa a universului, dacă ai luat decizia bună sau nu în anumite momente și nu știu dacă putem să mergem pe cauză și efect aici. Dar cu siguranță faptul că nu m-am dat bătut în anumite momente a contat foarte mult pentru a duce compania mai departe și de a ajunge în punctul în care sunt astăzi. Dar, repet, e posibil ca având momente în care să fi zis ok, let it go, aș fi putut să fiu mai sus decât sunt acum. Dar n-am de unde să știu pentru că deja e quantum physics. Sigur, eu sincer mă gândesc că așa CEO este extraordinar, știi? Adică știu că tu ești o persoană modestă și de asta nu dai așa mare importanță acestui titlu care îl porți, dar pentru mine este, cred că, top of the top, adică ce ar putea să-și dorească un tânăr. Și tu ai reușit. Acum ai un alt plan? Care este planul tău viitor? Ce ai vrea să ajungi să faci? Acum, având în vedere că tu ai ajuns foarte, foarte sus cariera. Da, acum, nu-s doar CEO. Acum, dacă vezi din punct de vedere a poziției într-o companie, poți să fii executive și să nu fii neapărat antreprenor. Adică poți să depinzi de ideile altora, să-ți duci cariera mai departe și să nu ai tu ideile tale proprii și să nu știi cum, să nu ai o viziune asupra. Adică, trebuie să ai viziunea asupra ce se întâmplă, că conduci compania, dar nu neapărat să fii antreprenor. Cazia face să fiu și antreprenor, să fiu și fondatorul companiei. Să fiu și antreprenor, fondatorul companiei și să fiu și persoană de decizie, persoană executive în companie. Nu e ușor, pentru că trebuie luate foarte multe decizii și câteodată ai nevoie de cineva cu care să te consulți pe partea asta. Eu acum, pentru mine, lucrurile de anul ăsta au început să meargă mai bine, pentru că am o echipă cu care mă sfătuiesc, o echipă cu care iau împreună decizii și e totul mult mai simplu. Ca și CEO level ar fi the top of the mountain. Nu e deloc așa, adică în momentul în care MCRO a ajuns la o maturitate necesară ca să poată să ducă lucrurile mai departe, uite, avem ocazia să putem să dezvoltăm alte produse. Nu neapărat să-l dezvolt eu sau să vin eu singur cu o anumită idee. Pot să-mi pun amprenta în terms of vision asupra produsului respectiv și să am o echipă cu care colaborez mai departe și putem să creăm un produs care să aibă o relevanță pe piață. Tot în perioade din astea critice de criză au pornit companii precum Airbnb sau Uber sau alte companii chiar după criza din 2008. Consider că și acum criza din 2020 ar putea să fie o oportunitate de dezvoltare a unor produse care altădată nu s-ar fi gândit nimeni. Mai dacă te gândești cât toată lumea merge remote acum, se evită cât mai mult contactul cu oamenii, medicina merge cât mai mult către telemedicină sau cât mai puțină interacțiune, dacă se poate, în anumite cazuri. În medicină e mai complicat puțin, că nu poți să ai chiar zero interacțiune, dar să ai o interacțiune cât mai safe, dacă se poate.
Și sigur că se pot crea idei în baza a multor factori. Și piața oricând o să înghită o idee bună care e și marketată corect. Acum tu mi-ai spus că membrii din echipa ta, fiecare este foarte important. Da. Și această mentalitate, ai dezvoltat-o pe parcurs lucrând în alte companii sau acest lucru ți-ai dat seama în momentul în care ai început tu să coordonezi această companie și această echipă? Cred că a fost și, să zic așa, a fost o combinație. Am putut să observ în alte companii în care am mai lucrat, companii foarte mari, care erau downside-urile și unde te loveai de probleme. De multe ori, structura e benefică dacă există un company culture pozitiv, nu ai de-a face cu oameni toxici care să producă probleme mai multe decât poate să apară. Dar și faptul că am început ca și un startup și am vrut toată lumea să se simtă în largul lui și să fie motivat să lucreze și să creeze valoare în companie și să poată să-și aducă aportul în mod egal cu ceilalți membri, m-a făcut să iau o decizie să fie un company cu un flat structure, să zic așa, o structură, nu știu, dreaptă, în care să nu ai foarte multe nivele de management. Dar, repet, asta necesită foarte multă disciplină și foarte multă responsabilitate din partea fiecărui membru al echipei. Altfel, poți să te lovești de mai multe probleme. Companiile mari, de obicei, adoptă o structură destul de rapid, chiar dacă încep, nu știu, un produs nou și îl accelerează ca și un startup. Deja pun o structură in place în care unui membru fondator, un CEO, un CTO, un VP of Engineering sau Director of QA sau alte funcții în care le dă o responsabilitate, le face oarecum să și simte important. Eu consider că fiecare membru al echipei în momentul ăsta e important și trebuie să aibă șanse egale să se dezvolte în carieră și aș vrea fiecare din echipă în momentul ăsta să poată să își dezvolte cariera de vis alături de MCR. Și având în vedere că am început să vorbim despre dezvoltare cu tine și despre echipa, cum se dezvoltă și așa, voi ați avut anumite cursuri de dezvoltare pentru echipă sau aveți training-uri specializate pentru echipă sau cum funcționează da. Lucrurile în compania ta? Da, avem. Pot să încep de la programul de internship în care e destul de bine structurat și noi în continuare achiziționăm inclusiv cursuri online pentru oamenii pe care îi trainuim. Acum depinde, de obicei asignat o persoană tehnică care se ocupă de persoanele care sunt mai junior, le face o introducere, le face un training. Ei de cursul timpului în perioada de training își petrec foarte mult timp studiind chestii, dar sub tutela cuiva. Training-uri, acum, nu numai pentru oameni juniori, dar și pentru oamenii mai seniori, să zic așa, care vin de la alte companii și îți dau un exemplu, nu am mai făcut consultanță, e foarte important să învețe cum să pună problema. La nivel de consultanță ai legătură directă cu clientul, deci nu ai un project manager ca și proxy în fața ta în care să back you up in case of something. Și atunci ai nevoie de inteligență emoțională, empatie, teamwork, lucru în echipă și să înțelegi cum funcționează și să-ți dai seama și din perspectiva clientului dacă îi să spui anumite chestii sau nu. Și de asta avem oameni care discută întâi cu, nu știu, cu developerii sau cu QA-ul sau cu care au să aibă interacțiune directă cu clienții și avem meeting-uri săptămânale gen one-on-one-uri în care discutăm despre cum anume să pui problema. Repet, asta pentru oamenii care nu străinuiți în direcția asta. Da, am înțeles.
acum că ne-ai povestit despre, foarte mult despre professional și despre cariera ta, dacă îmi permiți o întrebare, de fapt două întrebări mai personale puțin. Eu de fapt le cunosc răspunsurile, dar aș vrea să-i prezentăm și celor din jur, că ai menționat de foarte multe ori că muncă multă, dedicare și important să nu renunți niciodată. Astea sunt primele sfaturi de a reuși. Însă, știi, multă lume se dedică într-atât de mult încât uită de o altă parte importantă din viața lor și aș vrea să te întreb, ai și familie, să înțeleg? Da. Ești căsătorit, ai copii? Sunt căsătorit, am doi copii, o fetiță de 4 ani și jumate și un băiețel de 2 ani și 4 luni. Felicitări și găsești timp să te ocupi și de familie, măcar așa, cât îți permite ție timpul. Am și o soție care, pe care să mă pot baza în anumite momente critice, când trebuie să lucrez mai mult decât e necesar. Și ea mă înțelege de fiecare dată și mă ajută cu chestia asta. Și pentru asta îi mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă o să vadă video-ul ăsta, dar în caz că o să vadă. Într-adevăr, cred că e un challenge să îți creezi așa un fel de work-life balance. Deși eu nu i-aș zice neapărat un work-life balance, i-aș zice work-life focus. Okay. Adică momentele cheie când trebuie să te focusezi pe anumite probleme din companie, ar trebui să te focusezi acolo și ar trebui să-ți dedici mai mult timp în direcția aia. Dar în momentul în care te eliberezi și în momentul în care lucrurile încep să o reia la normal, ar trebui să schimbi un pic focusul și să... nu uiți că ai familie, ai copii și trebuie să interacționezi și cu ei, să mergi în parc, la joacă, să faci cât mai multe activități, e chiar foarte important. Nu doar unul dintre părinți trebuie să facă chestia asta, ci amândoi părinții. Acum, sigur că nu pot să fac amândoi carieră, probabil atunci copiii, pentru copii ar fi destul de greu și... Pentru părinți ar fi destul de greu pentru că nu prea avea foarte multe alternative decât dacă ai angajat probabil o bonă, dar nu vrei neapărat să se întâmple asta de fiecare dată, vrei tu să-ți crești copiii, vrei tu să-ți pui amprenta în educația lor, așa că îi mulțumesc încă o dată soției mele pentru treaba asta și pentru că mă susține. Pentru că sunt foarte impresionată de reușitele tale și de toate, aș vrea să te rog frumos, dacă nu te deranjează, să ne dezvălui vârsta ta. Pentru că eu te văd foarte tânăr și, de fapt, cam știu care e vârsta, dar hai să le spunem și celorlalți. 24 de ani? Glumesc. 34 de ani. Felicitări. Da, felicitări, felicitări. Și la vârsta de 34 a reușit atât de multe. Extraordinar. Acum, Alex, ne-ai prezentat multe lucruri foarte frumoase și interesante. Poate fi cu ce compar, dacă compar cu alte... VIP-uri de pe Silicon Valley, am înțeles că sunt și la 24 de ani care probabil sunt cu companii extrem de mari. Dar sunt bucuros pentru ceea ce am realizat până acum. Da, și eu zic că realizarea ta este extraordinară. Eu, sincer, eu sunt foarte fericită că eu am un job un pic mai bun decât cel pe care l-am avut mai înainte și asta mă motivează și mă face să fiu foarte fericită. Iar tu, uite că ai companie ta, ești antreprenor, ai familie, ai copii, este extraordinar și mă bucur și nu știu de unde îți găsești energie, pentru că știu că ai fost foarte prins chiar și astăzi și cu toate astea ți-ai găsit timp și pentru noi și să vorbim și te văd destul de energic, încă am senzația că o să merge acum și o să muți munții. De unde îți găsești toată energia? Trebuie să ai o energie pozitivă tot timpul în tine. Faptul că fac sport destul de regulat și am o disciplină în direcția asta, am început și... un lifestyle, așa să zic, mai sănătos, mănânc mai sănătos, am slăbit în ultima vreme ceva mai mult. Cred că are un impact pozitiv asupra carierei mele. Dacă te trezești în fiecare dimineață sau nu contează, după masă, seară, oricând ai puțin timp și mergi la o alergare, îți petreci un pic de timp să faci sport și să ai grijă de tine, cred că e foarte important. Sunt de acord cu tine. Alex, să ai o energie pozitivă pe tot parcursul zilei. Deci sportul, în timpul zilei, sportul este cel care crezi tu că te face să fii așa energic?
Da, sportul și probabil cafeaua bună pe care o avem la birou, dar sportul e o activitate foarte importantă, mai ales dacă lucrezi într-un domeniu în care munca psihică e cea mai challenging, te ajută foarte mult să iei decizii, te ajută foarte mult să te concentrezi pe ce ai de făcut și să nu îți pierzi focusul și în același timp te ajută să fii mai sănătos. Nu aș vedea cum aș putea să lucrez atâta de mult cât lucrez acum fără să am o activitate fizică destul de regulată. Da, e un sfat extraordinar de bun și eu sunt de aceeași părere, sportul este foarte bun și chiar te ajută și ca și energie și ca și balanța asta psihică, pentru că câteodată mai ai momente greutăți și dacă mergi, alergi un pic sau faci un pic de sport, îți dă altă stare. Categoric. Alergatul e una dintre principalele activități, dar poți să faci și forță, poți să faci și powerlifting. Orice mișcare. Eu zic mișcare. Da. Acum nu mai am timp să fac antrenamente de taekwondo, să fac sportul de contact. Mai am un sac de box aici în sala de jocuri a biroului. Ne mai facem câteodată, ne mai antrenăm și la el. Dar alergarea regulată, să zic așa, dacă ai o disciplină în treaba asta, poate să te ajute foarte mult. În special în destindere și în luarea unor decizii. Importante. Da. Bun. Acum că ne apropiem spre finalul interviului nostru, spre finalul dialogului nostru, aș mai avea câteva întrebări. Prima dintre acestea ar fi care ar fi pașii care ar trebui să parcurgă o persoană ca să ajungă cât mai sus dorește acea persoană, indiferent de scopurile pe care le are, în câțiva pași? Păi acum asta depinde de fiecare domeniu în parte. N-aș putea să dau un sfat în toate domeniile. În schimb, ce sfat aș putea să le dau tinerilor care urmează să ia anumite direcții în anumite cariere? Păi că ce am observat în ultima vreme, foarte mulți tineri se îndreaptă spre tehnologie și asta mă bucură și cred că e un lucru valoros și important. Dar în schimb am văzut și foarte mulți care continuă să meargă spre economie, spre științe, care spre avocatură, economie și alte domenii în care Nu neapărat că nu sunt de viitor, dar ci piața are mai mult nevoie de oameni care pot să facă ceva. Are nevoie de mai mulți ingineri, are nevoie de mai mulți oameni care au profesii și care sunt extraordinar de buni în ceea ce fac. Iar la noi în țară am văzut că e și o fobie așa față de munca profesională sau chiar și de inginerie, adică dacă ești un inginer constructor foarte bun sau un inginer electrician sau un chiar și un programator. Am înțeles că unii dintre persoanele din media ne numesc așa freaks sau ușor autiști, așa aș vrea să chiar aș fi curios să aud mai multe despre argumentele alea. Consider că piața are foarte mare nevoie de oameni pregătiți profesional care pot să creeze lucruri. Mai mult decât de economiști care vor să vadă cum funcționează economia globală și într-adevăr e important, adică ai nevoie și de chestia respectivă, dar foarte puțină lume se îndreaptă spre engineering și asta e destul de îngrijorător. Ar trebui mai multe persoane care să creeze și să fie extraordinar de bun în ceea ce fac. În momentul în care știi să faci ceva și ești foarte bun în ceea ce faci, nu ai cum să nu evoluezi în carieră. Așa este. Crezi că, deci practic, indiferent de scop, indiferent ce își dorește fiecare, trebuie doar să îi placă ceea ce face și atunci automat progresul va veni de la sine. Într-un fel. Să-ți placă ceea ce faci și piața să aibă nevoie de ceea ce faci tu. Deci, practic, așa a și pornit ideea business-ului tău. Practic, tu ți-a plăcut foarte mult ceea ce faci și de acolo ai mers și ai dezvoltat această companie.
Corect. Acum, eu am luat în considerare și care e trendul și în ce direcție se îndreaptă lucrurile și asta cred că tu ca și antreprenor e crucial să faci. Prima dată trebuie să faci un market analysis, să vezi dacă e nevoie de serviciile tale pe piață. Dacă nu, atunci trebuie să reconsideri ceea ce vrei să faci. Sigur că există o anumită nevoie cu o chestie pentru care tu poți să dezvolți o pasiune. Adică analiza pieței, să vezi ceea ce lipsește și să vezi dacă e în concordanță cu una dintre pasiunile tale sau dar poate nu ai neapărat o pasiune dezvoltată pentru chestia respectivă, dar ai putea să o dezvolți în timp. Acum știi că foamea vine mâncând. Absolut, absolut. Deci, practic, ca și un nou antreprenor, dacă eu mâine vreau să devin antreprenor, eu practic trebuie să-mi fac o analiză a pieții, să văd dacă ceea ce îmi doresc eu să aduc în piață este ok, este cerut și după care ar fi pașii? Păi, cum aș face eu acum? De tehnologie o să fie tot timpul nevoie. Nu are cum să fie mai puțină tehnologie. Deci dacă mergi spre direcția asta și observi o problemă reală în piață, nu știu, și în orice domeniu care poți să legi tehnologia de ea, și oarecum în ziua de astăzi cam de absolut toate domeniile ar trebui să poți să legi tehnologia, ai putea să dezvolți ceva în jurul ideii respective. Acum, în alte domenii n-aș putea să vin cu foarte multe sfaturi, dar sigur că nu doar să găsești ideea e foarte important, ci și execuția și felul cum o execuți la fel de important. Și asta, again, poate să vină cu experiența sau poate să vină cu foarte multe failuri pe care tu o să le ai și peste care ar trebui să fii dispus să treci peste ca să duci lucrurile mai departe. Deci, again, ori înveți pe experiența altora, ori înveți pe experiența ta. Depinde de tine ce vrei să faci. Dar consider că în fiecare domeniu ai nevoie de analiza asta. Și ca un business să fie successful, again, nu-i de ajuns să fie o idee successful. Adică poate să fie o idee extraordinară, o idee extraordinară care poate valorează $10. Adică cât stăm noi la o bere, eu plătesc berea și aia ai răsplata pentru ideea respectivă. Cred că e foarte importantă execuția și planul de execuție și echipa cu care lucrez. E multă muncă. E mult de muncă și, nu știu, ca și sfat pentru viitorii antreprenori, ar fi să aibă încredere în ei, să încerce să-și creeze o echipă în jurul lor în care să aibă încredere. Încrederea într-o anumite limite, bineînțeles, că acum nu poți să mergi cu încredere la 100%, nu poți să faci asta niciodată. Și să încerce să dezvolte un positive vibe in the company, care oamenii să fie încântați și să fie mulțumiți când vin și lucrează pentru compania respectivă, să aibă motivație și să fie încântați. Da, absolut, sunt de acord. Eu, sincer, la cum mi-ai povestit cât de frumos este în compania ta, cred că am să trimit un CV. Atunci când mă mut în România, îți trimit un CV, că e prea frumos e la tine în compania acolo și cred că într-o așa echipă dinamică și frumoasă, chiar mi-ar fi plăcut să lucrez și eu. Am fost norocoasă și eu de-a lungul timpului să lucrez în echipe dinamice și foarte frumoase și pozitive și poate de asta am și eu vibe-ul ăsta așa mai pozitiv. Iar acum, așa spre încheiere, un mesaj motivațional către toată lumea, indiferent de vârste, oamenii care vor să obțină ceva și au nevoie de încurajare. Care ar fi mesajul tău motivațional? Mai realist și mai natural decât un pur și simplu un discurs motivațional și aș vrea să le comunic oamenilor că se poate realiza absolut tot ceea ce îți dorești. E nevoie doar de multă muncă, disciplină, ambiție și să nu te dai bătut. Atât timp cât tu dai un fail, o anumită parte, ai învățat ceva și ai învățat ceva din failul respectiv, următoarea dată lucrurile o să meargă ceva mai bine. Chiar dacă și următoarea dată o să fie un fail, important e să nu te lași, să ajungi acolo și să-ți atingi targetele. Sigur că nu
consider că toată lumea ar trebui să fie antreprenor. Sigur că sunt oameni care nu sunt neapărat făcuți ca să fie antreprenori. Dar din punctul meu de vedere, dacă tu îți dorești asta și tu te vezi făcând asta pe mai departe, merită să încerci chiar dacă dai fail. E foarte important ceea ce înveți de acolo, lucrurile de care te lovești, o să te ajute mai departe în cariera ta, fie ca antreprenor, fie ca bucată dintr-o echipă extraordinară care încearcă să schimbe ceva în lumea asta. Mulțumesc, Alex. Foarte frumos spus. Și sunt sigură că va fi acest interviu și acest dialog va fi de foarte mare folos pentru cei care ne-au urmărit. Îți mulțumesc încă o dată pentru timpul tău prețios, unde ți-ai găsit timp și pentru noi și îți dorim mult succes în continuare și poate la anul ne auzim și cu alte noutăți frumoase din partea ta. Sigur, mă bucur. Mersi mult de invitație, Tania. Mulțumesc și eu. Why are Aussie developers unique? Știi? Mm-hmm. What makes Aussie developers unique? Aussie developers is a developer in Australia. Au avut foarte mult engagement din partea developerilor din zona respectivă. Și atunci noi am putut să-i targetăm foarte ușor după aia cu Facebook Pixel și să îi luăm exact pe cei care ne interesează și să le dăm mai departe articole tehnice care să le arătăm că uite, MCRO a făcut chestiile astea și știu cum să le fac ca la carte și am mai lucrat și avem experiență cu anumite tool-uri și atunci oarecum ar fi creat și niște lead-uri de sales în direcția asta, pentru că na, tu ca și software engineer sau software architect sau persoană de decizie tehnică în companie, poți să mergi la executive-ul tău sau la board-ul tău administrativ și să zici ok, uite, am găsit compania asta care a mai lucrat cu astea înainte, știi? Și atunci se creează niște funnel-uri așa de sales și funnel-uri organice, adică nu sunt forțate, nu sunt Google Ads care se intre din... Care se enerveze. Exact. Nu, dar Google Ads care, ok, arunci o grămadă de bani și nu știi de outcome of it. Dar așa în momentul în care, ok, cineva interesant să creeze un rapper pentru React Native, și vede la noi pe blog How to create React Native Wrappers for Native SDK și merge step by step cu fiecare pas cum să facă și la sfârșit, mi-a ieșit, pentru că hai să-i contactez pe oamenii ăștia, poate ne ajută și cu alte chestii, știi? De acord, de acord. Te-ai gândit să-ți deschizi și în alte... Am înțeles că tu colaborezi în mai multe locuri, în mai multe țări, dar te-ai gândit să deschizi și în alte țări câte un punct așa de colaborare? Noi avem puncte de sales și în Statele Unite. Am pe cineva pe sales cu care colaborăm și avem o relație destul de bună. Deja colaborăm de mai bine de 2 ani. Ei fac doar sales acolo. Ar urma să deschidem un birou oficial în state cândva pe la finalul de anul ăsta. Era în plan, acum cu pandemia ni s-o cam amânat, să zic așa, planurile. Dar planul era să deschidem un birou în Charlottesville, în Virginia, și să angajăm inclusiv oameni tehnici acolo, arhitecți și oameni care să poată să discute cu clienții și la nivel tehnic, și la nivel de product, și la nivel de management, și la nivel de absolut tot ce înseamnă un flawless delivery process. Pentru că până la urmă e aia caută. Un client care vine la tine are nevoie de ajutor pentru că are o anumită problemă. Și atunci tu, ca și companie, trebuie să-i oferi soluții. Corect. Poți să-i oferi soluții atât timp cât ai oameni care sunt pregătiți din punct de vedere tehnic și oameni care știu ce fac și îs sigur pe ceea ce fac, au experiență relevantă în domeniu. Și asta, să zic, ar fi și punctul nostru forte al companiei noastre. Ar fi că lucrăm numai cu oameni top level, am setat anumite standarde, cel puțin la nivel de software engineering și QA și product și project management și design, absolut tot sunt niște oameni de un anumit nivel cu care, să zic, nu mi-ar fi rușine să colaborez pe absolut niciun proiect la care mă pot gândi în momentul ăsta. Îi mulțumesc frumos încă o dată lui Alex pentru tot timpul acordat pentru acest interviu. Îi mulțumesc foarte frumos pentru
toate sfaturile valoroase din care cred că cu toții vom avea de învățat câte ceva. Vă mulțumesc frumos și vouă că ne-ați urmărit și sper că v-a fost de folos acest dialog. Iar dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like și un subscribe. Ne vedem mai jos între comentarii. O zi minunată, numai bine!